Administrația Națională de Meteorologie a postat pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 12-25 august. Potrivit informării, în regiunea Transilvania, vremea se va încălzi ușor în primele trei zile de prognoză, astfel încât maximele vor ajunge în medie la valori în jur de 30 de grade Celsius, urmând ca în perioada 15-16 august acestea să scadă până la 24-25 de grade. În aceeași informare se mai arată că din data de 17 august temperaturile diurne vor crește din nou până la medii în jur de 28 de grade în perioada 19-22 august, apoi se vor apropia de 26 de grade spre sfârșitul intervalului. Minimele termice se vor situa în medie între 13 și 16 grade în perioada 12-16 august, apoi vor staționa la medii în jur de 12 grade Celsius. În ziua de 15 august sunt posibile averse moderate cantitativ, în rest fiind de așteptat doar ploi slabe, cel mai probabil în zilele de 12, 14, 16 și în jurul datei de 20 august.